Să fii YouTuber dedicat, cică. Oh. Eu m-am blocat așa, dar asta e acum. Uite la fața mea. Asta e acum, fac episod așa. Bă, uit. Hei, eu sunt Jang, el este Weed. Noi suntem 2-0. O să jucăm în acest episod Dead Cells pe PC. Adică celule moarte. Dacă n-ai început episodul ăsta de 7 ori, da, nu te-ai simțit bine, mă. Da, mă, da. Îl încep de câte ori vreau eu. Joc un controller de Xbox. Ce faceți, băieți? Facem bine. Zi-mi o chestie. Și fii sincer cu mine, vreau să fii sincer. Ce? Cu deodorantul ăla de te dai la sub braț ca să nu transpir, da? De te faci alb, știi? Aolo, da, am unul ăla. Ce-i cu el? Te dai cu el și între picioare? Dar știu sigur... Și am văzut că atunci când mergi, când mergeai prin casă, lăsai zăpezică pe jos. Dar știu sigur și că fiecare bărbat se dă și între picioare cu deodorant, nu sunt singur. Se da, la mișto. Păi... Da, mă, că eu mă dau la serios, știi? Dead Cells, vrei să spun ceva interesant? Ceva interesant despre Dead Cells, Weed? Dacă ții minte, dar nu cred că ți-aduci tu aminte, dar este un joc pe care l-am instalat. Este primul joc pe care vreau să-l facem pe canal, dacă ții minte. Și știu că știu. Am încercat să-l filmăm odată și de atunci nu știu de ce nu l-am pus. Am făcut Towerfall, primul nostru episod cu Towerfall. Da, Towerfall. Și Dead Cells a rămas de atunci instalat până în ziua de azi. Îți dai seama? Bă, un lucru e bine că uite, acum după 2 ani de zile apucăm să-l jucăm, dar știi care e faza? Uite, am scut. Sigur nu era o chestie de aia că ne interfera cu programul de filmat, cu de-astea, nu? Crezi? Nu era o chestie adică tehnicală? Crezi că ne făceau probleme tehnice și de-aia nu l-am mai continuat? Ah, tâmpitul! Nu știu, așa... Faza e că ți-a lagat acum grav calculatorul. Nu, eu vorbim. Și bine, mi-a trecut asta prin cap, știi? Sper să fie totul bine, nu știu. Va fi, va fi. Asta... Ce va asta fi, va fi. Băi, uit să-mi folosesc scutul. Scuze, deci Y e scutul, X e sabia. Zi. Da. Știi cine ești tu acum? Arcașul nesăbuit. Mă duc la mare și la mare mă joc cu săgeți. Arcașul nesăbuit. Uite mă, Arcașul nesăbuit. Este genul de animație care este super mișto, e super funny. Și nu durează foarte mult să o faci. Mi se pare super simplu de făcut. Și... Păi, sincer, aș face și eu din alea. De ce nu faci? Fă cu 2-0 și ți le pun pe canal. Îți dau o promovare gratis. Te stai, promovare. Tu cum îți imaginezi că fac cu 2-0? Că eu vreau să inventez o poveste răsuflată și să pun, să pun muzică de-aia tradițională. Da, dar pune-ne pe noi. Da, exact. Ca noi ca personaje principale, nu? Da, și inventezi povești cu noi? Da! Te las să zici adică... ce vrei tu despre mine. Ok, dar nu o să-ți placă. Bă, la câte îndur aici pe Discord, nu înduri nimic, stai liniștit. Da, oamenii nu știu... Nu înduri nimic. Bă, noi aici ne cenzurăm foarte mult pe la 2-0. Nu-i adevărat. Dar noi, că suntem singuri pe Discord, eu știu cel mai bine de cum mă faci tu pe mine. Tata mare. Așa, și acum zici chestia asta să câștigi simpatie sau ce? Nu, dar chiar e adevărat. Păi n-aș poate să zici asta, by the way. Tu nu mă faci în diferite feluri și îmi schimb numele pe Weed Station în tot felul de... Ba da, dar asta nu înseamnă că înduri niște chestii. Băi, le îndur. Că așa, just așa, you're dar mă, te doare sufletul? Uite, sunt oameni care sunt pe serverul nostru personal de Discord, aici care sunt pe 2-0 și sunt și pe Discord nostru. Și poate să zică de câte ori mi s-a schimbat numele și în ce. Da, și este banter. Dacă nu știi de banter, înseamnă că... Dar să știi că... ...ți ovulezi exterior. De fiecare dată când îmi văd numele schimbat, mor puțin înăuntru și nu zic că, na, ești prietenul meu, dar sufăr. Care e ultimul meu nume acum? Jangotron. Nu e adevărat. E mai rău, e cu F. Nu e, mă, e Django Tron. Uite, am un arc. În loc de ce să pun. Gândește că eu aș face o poveste și ai zis că mă lași să zic orice vreau în poveste. Da. Adică tu ai fi marele rege al regatului roșu, jumătate om, jumătate sirenă. Oh, mamă, apropo de piscină, nu? Ia uite ce săgeată am. Dar în povestea mea o să ai și coadă de sirenă și o să-ți pui oamenii să-ți producă burgeri. Tu ai zis că poți să zici ce vreau. Da, sigur, dar până acum îmi place. Nu-mi displace, ar fi cool. Da, dar imaginează-ți o ratajă. Jabba the Hutt.
Așa o să stai, știi? Oh, man, am murit. Am pierdut 5 celule. Tikka masala. Chuka piki. Noi ce suntem până la urmă? O masă de, de celule care se reîncarnează de fiecare dată? Într-un... Da, suntem o masă de celule. Noi nu suntem personaj uman. Noi suntem o masă de celule, că sunt dead cells, știi? Aha. Și din acele celule moarte ne facem noi, că celulele așa e. Ele se reface la un moment dat și nu, trăiește în așa. În realitate chiar celulele chiar se reface. Da, mă, așa e. Știu că am zis greșit. Și eu am zis la fel, am zis intenționat. Hai că mi-l iau. Deci trebuie să îmi aleg cu grijă armele, dude. Hai să facem o emisiune. Arcaș nu se băit. Hai să ne facem o emisiune ca la Măruța așa și eu te întreb întrebări de la cizii de televizor. Hai. Și cum merge relația? Da, asta așa. Nu. Și spune-ne, Jean, ce faci tu pe canicul ăsta? Cum te răcorești? Păi uite, Măruța, am o piscină afară și intru în ea cu taică-miu. Am uitat astăzi cu taică-miu, a fost fun. De ce? Ia. Nu știți să notați? Ba da, dar este mult mai interesant să intri cu un alt bărbat. Ia să vedem, ice grenade, infecție, așa. Cineva mi-a șoptit că apa piscinei dumneavoastră este, cum să zic, lăptoasă. Măruță, ți-am zis că nu vreau să vorbesc despre astea. Știi că era... Dar știi că Măruță... Da, zi. Da, zi tu de Măruță. Cred că aceeași chestie am văzut-o. Am văzut un TikTok cu Măruță care îi lua interviul lui Ioana Ignat, da? O știm toți pe Ioana Ignat. Toți o știm. Am și menționat în primul nostru clip de pe 2.0. Da, cu e acolo. Insista să răspundă la niște întrebări la care ea nu era confortabilă și a vorbit dinainte ca să nu întrebe. A vorbit dinainte cu Măruță să nu întrebe despre întrebările respective. Și el tot le-a pus un. Da, să nu-i pună întrebările respective, a vorbit cu el înainte. Și el exact pare îi le punea neîncetat, non-stop. Să o facă să se simtă prost. Și ea a tras atenția în timpul emisiunii. Și a fost... ea atenția lui? Da. Că, măi, am interesant. Vorbit ceva. Dacă eu îți spun și că nu sunt confortabil să-ți răspund la întrebările astea, că e ceva personal, nu răspund. Am vorbit. Mama, și a zis? Mm-hmm. Exact așa s-a exprimat? Da. Și ce că, hai da spune ce, sunt ceva probleme între voi, nu știu ce. Măruță zici că e o babă din aia, știi? Mm-hmm. Cum sunt bunicile la țară care... Hai măi, mamă, zi! Cred că era vorba de fostul ei gagic sau ceva genul. Nu vreau trap, nu sunt bun. Zăteam că nimeni nu vrea să vorbească despre o fostă ceva. Și nimeni nu se simte confortabil să vorbească, mai ales la... Uh-huh. Ce e asta, mă, la el? E emisiune acasă la Măruță? E pe YouTube sau e pe televizor? Am văzut că nu, și-a asta... făcut și el acum un fel de podcast, așa. Asta era sigur pare... pe ProTV, la el, la emisiune. Uh-huh. Ok. Știi că el are și un podcast sau am ceva? Am auzit! Mi se pare penibil, așa. Că toată lumea și-a făcut podcast acum, toată lumea are podcast, mă. Uh-huh. Toată lumea zice ceva, toată lumea invită, are invitat, toată lumea nu știu ce. O să ajungă să se ducă tot trendul ăsta înainte de a fi de a se fi dezvoltat. Desacralizat. Toată lumea își face și toată lumea e sick of it, știi ce zic? Da. Dar... Toată lumea devine alt podcast. Uite, în America sunt tot așa o groază de podcasturi, dar parcă merg diferit. Parcă românii n-au înțeles ce înseamnă un podcast acum. Vorba ta. Americanii? Stai. Americanii au și ideea de talk show mult mai dezvoltată, dezvoltată față de România și podcastul e un fel de talk show, doar că stăm de vorbă și vorbim, avem două microfoane și zicem orice, știi? Mm-hmm. Și cenzura și necenzura și orice. Și de asta merge mult mai bine la ei, că are rădăcini în ceva, știi? S-a transformat din ceva în altceva și... Băi, ia kebab, ia uite. Am mâncat un kebab de pe jos. E kebabul și shawarma. Deci un kebab... Dacă știi. În cripte? Cine a pus shawarma în drum? Da. Nu. Ia kebabul și shawarma. În cripte, d-ai zis? Sau am auzit eu cripto? În cripte! Tu numai cripto ai în cap. Ok. Da, numai cripto am în cap, să știi. Nu aici, mă. Cu ce te lenicești zilele astea pe canii?
Avem o mare lupă. Măruță, da. Mai bine din când în când măruță și mai pun o întrebare indecentă. Da, a, și îmi spuneai tu că ai văzut podcastul Măruță. Te-ai uitat? Nu, nu m-am uitat. Am văzut secvențe pe TikTok atât. A, nu, n-aș avea răbdare să mă uit la Măruță. Îmi pare rău. Știu că mi-ai spus că avea... Mamă, ce mă enervează. Că avea fil de emisiune, nu era de podcast. Da, are un emisiune, are un emisiune de file. Are un fil de emisiune, mă, da. Zici că e cu camere de la Pro TV, făcut așa, pro, rezoluție bună, lumini. Gen, modul care se exprima el pe podcast dădea ca și da, cum... Și modul de exprimare e exact ca la televizor. Că el are TV-ul în sânge, adică are... Gen, dă cu bună seară la oameni. Pattern-ul ăla de a fi reporter, de a pune întrebări. Nu reporter. Host, știi? Da. Gaz din ea de TV. Și atunci nu poți să ieși din filmul ăla să fii la un podcast, chillax, cum e Joe Rogan cu Elon Musk când fumau joint amândoi și se relaxau, știi ce zic? Mm-hmm. Și vorbeau whatever. Aș vrea să crește și noi destul de mult. Ia uite-mă cât să ne permite să facem un podcast. Să vreau oameni să ne asculte pe noi. Eu să crește și noi destul de mult să îl invităm pe Joe Rogan. Bă, de-abia aștept să fac 45 de ani. Ce, mă? Abia aștept să fac 45 de ani, să pot să fac ce vreau eu în viață. Că așa, la 30 de ani vine tata în casă, îmi zice să nu știu ce, să fac curat prin curte. Abia aștept să scap. Tu te amăgești degeaba. Tu te amăgești degeaba că la 41-45 de ani n-o să mai vină niciun părinte să zică ceva. O să vină, nu? Părinte o să vină și la 95 de ani. O să iasă pe afară. Curat, mizerie, ha? O să dă damage cu red items, o să dă damage cu purple items. Acum încep să înțeleg jocul. Că până acum jucam cu mintea... Mindless. Da. E ok, așa se joacă. O să mi-aleg. Uite, văd că fiecare item are câte o culoare. Sabia asta cu X e pe roșu. Y cu ăsta e cu mauve. Da. Oh! Și în ce intram eu înainte de murea mereu erau niște grânăzi. Uite cum am dăgeat. Ok, și mauve-ul ce semnifică? Mauve-ul este faptul că e epic? Cumva? Sau ai mai mult damage? Epic sau ranged weapons? Ceva genul? Sau... Că eu știu că era pe culori, că mi-aduc aminte că l-am jucat și eu o perioadă. Că am văzut că toate arcurile de până acum erau mauve. Cum ar fi să fie toate epice? Posibil, da. Nu știu. Nu... Știi că îți face upgrade-uri și chestii? Uite, firebrands. Ce e ăsta? Burns enemies and the ground. Mișto. Hai să vedem dacă pot să-l învârt cu ăsta și... A, nu. Nu e sabie. E napalm. Vede că ți-a dat sabia jos. Da, știu. Ți-a înlocuit-o. Fii atent, o să fac așa. Iau sabie cu napalm, fără arc. Că mi se pare mai mic cool napalmul, nu știu de ce. Și oricum... A, eu mi-am ales oricum damage increase pe iteme roșii. Știi? A, bun. Și deci o alegere bună. Păi da, make sense. Și stai doar să-mi schimbă... Să dai arcul jos. Cum intru în inventar? Se schimbe ordinea sau ce? Da. Nu mai știu cum intru în inventar. Cum intrai? Inventory. X. Gata, X. Cu X vreau să trag cu sabia. Ok. Ok, mai sar. It's a coin. Wow, ai fall damage. Fall damage. Dacă suggest more oameni. Tower fall. Am avut... Dacă sugest more oameni. Toată săptămâna am avut line-ul ăsta în minte. Oare să fie asta perioada în care făceam canal și am filmat Towerfall și psihologic mi-a venit în minte line-ul ăsta de atunci că e cam aceeași perioadă? Noi am început în august. E foarte probabil. Sau știi? Când am început? În aprilie. Stai. Mi-a sunat alarma. Am început undeva în primăvară, așa mi-aduc și eu aminte. A, deci în aprilie, da. S-au dus 15. Oh, really? Am făcut deja 15 minute, au zburat, nici mi-am dat seama când s-a dus timpul, etc. Domnul entuziasm îți voi zice de acum încolo. Eu unde salvez? Au trecut deja 10 minute, 15 minute, wow, super tare, a zburat timpul așa. Ia uite-vă, pot să-mi cumpăr iteme de aici, dar n-am niciun ban. Da mă, aici e shop-ul, să ții minte că aici e mereu e shop. Ții minte ea. Că tu tot deschizi camere, știi? Mhm. Mereu deci, să vii aici la shop. Deci tu înaintezi, cum era Diablo când deschizi explorând, tu mergi în exact, jos. Exact, da.
Exact, da. Nu știu, trebuie să te afunzi acum în criptele astea. Da. Eu am mai jucat ăsta și am jucat quite a bit, n-am jucat. Cred că am jucat 20-30% din joc. Nu mai mi-aduc aminte că am jucat de mult. Dar yeah, știu că oho, bă, ce damage bun ai pe alea, mă. E cool, nu? Da. Uite aici. Am luat un Scroll of Power. Vezi că trage la tine, sau hai, nu? Hai, să vedem. Mai mult damage de ăsta. Pe red. Ăstea. Pe red, da. Plus 39 HP. Ia uite-l. Mamă. Tu dacă intri în focolație, ești tu damage? Știi ceva? Nu știu, habar n-am. Nici nu vreau să încerc. Ar trebui să încerci, dar trebuie să fie situații în care o să fii nevoit să stai în foc, uite ca acum. Băi, e super fun jocul. Chiar nu credeam că e așa fun, nu știu de ce nu l-am mai jucat. L-am abandonat pur și simplu. Da, nu... Hai nu s-a legat atunci. Stau în foc. Parcă ți-ai luat ceva de mege. Nu, m-a atacat ăla. Nu. Interesant. Ah, hold to heal. Abia acum m-am vindecat, deci până acum nu m-am vindecat. Ești o bucată de celule, gunoaie și coși de banane. Și merg prin... prin canale, pe unde sunt toate celulele pe care le aruncă bărbații. Și șobolanul ăla din Rick and Morty. Tu câte celule arunci pe zi la toaletă? Ia să vedem. Nu vrei să știi. Și nici nu o să zic. Păi să-l schimb cu asta. Am o sabie mai bună? Bă, da mă zi, te rog. Asta ce? Blueprint. Poți să fac o legendară? Da, e Infantry Bow. Mi-a picat legendara? Să punem titlul ăsta? Mi-a picat legendar, am bețeles? Da, și să pui thumbnail pe gufețele noastre așa. Bă, sincer, mi s-a luat puțin. Ți s-a luat de fețe din alea, nu? De fețe de alea și de titlul de ăla. Ci că ajucăm cu noul cuțit. Da, mă, da. Tu realizezi că astea te fac să dai click pe ele? Nu, pe mine nu. Pe mine și pe tine nu. Nu, pe noi nu. Și oamenii care se uită. Dar pe majoritatea... Ia mă, cu ce cuțit joacă? E același cuțit, doar că are alt camo pe el. Da, știu. Și câte cuțite poate să mai apară și de ce e mai interesant că acum joacă cu un alt cuțit? Da, nu știu. O să joc și eu Call of Duty în cuțit. O să facem un episod cu Call of Duty în cuțit. Da, după câte observi, Counter-Strike-ul nu, dar fii atent. La bază, în România. Da, dar dacă fac un episod cu Call of Duty și chiar îmi pun un cuțit cu camo pe el și îl punem în thumbnail și zic că îmi folosesc noul cuțit și e un cuțit, știi, fac o poză cu mâna așa, punem cuțitul în Photoshop frumos, bla bla bla. Putem încerca? Alea. Putem încerca, dar dacă nu este Counter-Strike, s-ar putea să nu ne ducă nicăieri videoul acela. Nu contează, oamenii trebuie doar să dea click. Nu contează cât? Da, știu. Păi după m-am cam blocat aici, nu... să știi. După aia văd că nu e CSGO. Dau dislike și ies. Wow, de ce nu mi-ai spus că sunt super întunecat? Ia uite, m-am întunecat. Acum a venit nor la tine, că la mine... Ia uite. A venit un nor. Trebuie să fac asta. A venit un singur nor. Ce s-a întâmplat? Ia uite. Nu știu. Ia-ți lumină. Încarcă-te. Și cât ai pus la încărcat? Mi-am cumpărat ceva. Flask. Eu cumpăr cu celulele nice. Mele. Așa e și în viața reală, mă, dai celulele și ți iei chestii. Într-adevăr, dacă banii efectiv, înseamnă... dai celule din tine, da, din viața ta. Că fii atent, are sens. Banii înseamnă timp. Timpul sunt celule înseamnă cheltuite. Viața. Celule da. Omorâte pentru că cu timpul îți mor celulele. Deci tu cumperi o napolitană cu celule. Eu am fost Jang, el a fost Tweed. Noi este 2-0. Ăsta a fost Dead Cells. E super interesant, cred că o să-l mai joc. Uitați-vă la Rick and Morty. Dacă vreți. Închidem aici, da? Da. Hai, pa!